Salut, Dani. Jesus Christ. Cum zice așa? Ia să vedem. Salut, Răzvan. Bă, nu e Volvo. Că azi jucam roleplay, s-a angajat la o firmă și ăsta e tirul pe care lucrez. Man, TGA, Euro 4, 480 de cai, cu contractul pe Germania, la Mihuna, în garajul. De altă dată Volvo. Să vedem cum se aude muzica pe lângă tir și pe lângă mine. Și să văd cum se vede. Ia, hai să facem și o probă. Și cum te simți? Minunat. Minunat, n-am. Ia, hai să facem și o probă. Da, trebuie să dau muzică un pic mai tare. Și cum te simți? Se aude frumos. Se aude chiar foarte frumos. Camionul. Camionul se aude minunat. Hopa. Se încarcă mai greu un pic muzica aia. Hai. Să dăm un refresh. Ardelean. Zimara Mureșes Ardelean. Aranjamente pe ecranul secundar. O secundă. Salut, Gaming World. Uite așa. Să oprim lumina în cabină. Te auzi încet. Bă, nu știu ce să zic. Ia încearcă să dai tu volumul mai tare. Ia, hai să văd eu. Am ruginit de când am mai făcut live. Hopa! Și avem subscriber nou. Let's see. Who is the new subscriber? Te auzi bine, așa zic și eu. Gaming World s-a abonat, mersi frumos Gaming World pentru a subscribe și susținere în același timp, pentru că asta este pentru mine. Ne lasă DAF-ul. Cu web-ul avem un pic de problemă și știu, din cauza geamurilor. Dar n-am ce să fac. Vara asta e posibil să mă mut. E foarte posibil să mă mut și dacă mă mut îmi reorganizez un pic. Vreau să trec. Eu mai am o căsuță mai mică, tot în curte. E gen numai o cameră, holul și cameră de baie. Și vreau să-mi iau alt birou, că ăsta e mic. Vreau să-mi iau un birou pe colț cu... Deci să-mi încapă și monitorul secundar și PC-ul și să fie frumos. Acolo n-am numai un geam și atunci mă poziționez în așa fel încât să-mi vină lumina pe mine
și să nu se mai vadă așa de urât și o să-mi organizez frumos. Mamă, mă fură zăpada și slavale și de-i dau retard, dar acum mă întoarce. Jesus Christ. Și atunci, na, facem și un pic de decor și să fie totul permanent și la îndemână, gen, numai să pornesc și să fac live, așa. Na, de fiecare dată aranjează un pic camera, că-s băia și eu în pula mea, îți dai seama. În spate e dezordine de pe lume, non-stop, și atunci fă patul, adună hainele. Cred că maica mea se bucură când fac live, când duc șosetele la coș, adică, na, ca idee. Atunci o să mi-l fac mama, eu l-am făcut la asta cisterna să-mi și bag pula. Atunci o să fie un pic mai permanent și organizat pentru live. Și dacă o să strâng niște bănuți, nu știu în ce măsură, că trebuie să iau pe motocicletă, trebuie să-mi iau regulator de tensiune și ăla e vreo 100 de euro. Dacă strâng bănuți și-mi iau un GoPro, măcar un GoPro 3, la vară fac motovlog pe canalul ăsta. Dacă nu, nu. Asta depinde și de donații. Am vrut să-mi iau shifterul, knobul de camioane, și ăla e 100 de euro, dar na, motocicleta am pe primul plan. Se vede bine sau nu? I s-a cadat sau nu? Mă aud bine sau nu? Se aude muzica sau nu? Ajutați-mă un pic să fac reglajele, că văd că o pleca multă lume. Am fost 5 și suntem 2. Ai râs bine de mine ieri, a? Nu mai joc, deci am vrut să iau VAC, să nu mai intru în jocul ăla, pentru că efectiv făceam urât cu nervii și mai sănătos așa. Mă lipsesc de 7 euro. Am intrat cu Rage-ul, activat, și am făcut un win cu 90 de kill-uri. Și am închis jocul și am așteptat. A doua zi dimineață, când mi s-a pornit stream-ul, mi-a dat direct alerta. Perfect, zic. Atât am vrut. Păi nu, că dacă nu-mi luam VAC, după o săptămână iară, bă, hai să intru să mai dau un match, iară mă enervam, iară făceam ca toți dracii și eram nervos toată ziua, știi? Bac pula el ce să ia, m-am jucat PUBG mult. Și m-am jucat mult PUBG. Fortnite, Ring of Elysium, Farming, și ieri am jucat, cred că vreo 12 ore de Farming. Și astăzi am zis că bă, dă-l în pula mea de Farming, că deja mă doare capul. Și am băgat niște Eurotrack, mi-am băgat niște moduri pe Eurotrack, am văzut că o postat Master pe Facebook camionul ăsta și zic că îmi bag picioarele.
Da, să vă chem și pe voi să vă luați de rank. N-am. Nu știu. Cel mai milă mi de Wormgod. Și atât. De altceva, de nimic. Dar Wormgod-ul ăla era Factory New. 7 euro. Am băgat atâția bani în țigări. Și nu mi-a părut rău. Da, bravo, mă, sunteți și voi buni. Ce sens mai are jocul? Băi, eu am avut cont nou. Mi-am făcut să testez hack-ul. Că mi-am luat prima dată Easy Frex-ul. Dar nu mi-a plăcut. Și am jucat pe ăla, cred că 100 de ore până mi-am luat bac-ul. Și după aia n-am mai jucat vreo săptămână. Și am zis că îmi bag picioarele. Nu mai fac altul nou. Intru pe ăsta original. Și m-am jucat ceva deathmatch, mi se pare, sau arm race, ceva de genul. Și pe ăla am prins hackeri. Am ieșit și am băgat un compe și am prins rusul ăla. Dă-i cu rage-ul, tata. Spin, bă. Cu automata. Deci, un nenorocit și jumătate am fost. Dar nu-mi pare rău. M-am mai jucat 5M pe drift. Dar vezi, pe contul principal să nu joci nici casual cu hack-ul, că și pe casual te prinde și chiar rapide. Nova Master. Da. Tu de-aia nu joci cu hack. Pe principal. A, mă, sunt eu star cu hack-uri tăți. Eu de-aia am ieșit. Că eu am încercat să joc legit. CSGO-ul s-a îngropat în secunda în care s-a făcut free. Dacă ai echipă e bine, dar degeaba dacă ai echipă. Că și pe Prime joc acum cu hack.
Că au fost mulți hackeri care aveau jocul cumpărat și o primi Prime. Pe 14 nu o să mai fie gratis. Să le fie damar. Deci nu mai îmi pasă. Atâta le-a fost cu mine, cel puțin. Eu nu mă mai ating de jocul ăla. Dacă o să scoată joc nou, mare lucru. Oricum nu o să-l mai cumpere. Ce dracu? Ok. Da, aparent să buguiește modul ăsta de iarnă. Deci dacă o să scoată joc nou, nu știu, CSGO 2, spre exemplu, ceva nou, o să-l cumpăr. Bine, dacă o să fie și la preț rezonabil, până în 20 de euro. Dar știi că pe ăla nu, nu o să mai fie hack-uri o vreme, cel puțin. Și o să fie jucătorii mai selecți și, na, mă rog. Adică am dat 30 ceva de euro pe farming. De ce n-aș da pe asta, pe CS? Dar să fie altul, nu CSGO. Cum mai făcut jocuri. Deci, da. Și o să facă, pentru că le trebuie bani. Bă, bă, astăzi s-au deschis trade-urile pe PUBG, trebuie să intru să-mi vând cutiile. Da, mă, dar la început, când se lansează, n-are o vreme, nu știu, câteva luni de zile până se developează, până să... până prind băieță scripturile și... pula mea. Deci o vreme o să fie clean jocul și o să fie... nu o să fie hack-uri free, o să fie numai pe bani, o să nimerești rar, mă rog, relativ rar, hackeri. Față de cum dai acum de ei. Știi, la asta mă refer. Hai că luăm unul ăla pe aici, că văd că e național. Și ăsta e cel mai bine plătit. Bun. Salut, Cosmin! Mi-a dat rateu vocea. Mamă, să-ți bași piciorul. Aici ți-o trebuie ție să faci. Salut! De nou, Alex.
Ți-ai schimbat contul că ți-ai dat seama că pe ăla n-ai cheie, a? Poliția să-mi bag culeios cu 90 în localitate. Când opresc eu să face galben. Te-ai apucat de drifter după sat, a? Am o zăpadă, nu rost cauciucurile, rup planetarele, ești bun. Cred că după live mă duc și eu și acum mai maică-mea la servici, scot zăpada din curte, că nu-i mașină în curte, mi-am făcut lamă după tractor, ți-am zis. Mi-am făcut lamă de dezăpezire, intr-o dată scot tătă și bag pula, nu dau la mătură. Ii, mă, aurora boreală pe față, tătă-i verde, cerul să-și coboră Dumnezeu. Jesus Christ, Jesus, Jesus Christ! Zăpada, pizdii, futu-mă în gura ei zăpadă. Da. Awesome. Peață, marfuri, bârne, tălen, 22 de tone. Măcar cu 22 de tone, nu ne mai ciordește, dă cur, cât am avarie. Be, eu nimic atât. Numai că trei intrăm în curbe. Să-i rupe tu o fuzetă, ceva ai sudui de Dumnezeu și apoi nu ți-a mai trebuit. Cum e pământul? E mol sau înghețat? Mai am de arat. Așa văd că mă încarcă din lateral cu stivuitorul. Op! Așa. Bun. Fiind de tăp. Ai frâne buni, e? Pe mine de ce nu mă chemi? Opa. Opa. Am numit că-i satana. Hai, mă stăi. Ești normal. Păi, dar tu îl încălzești la rece direct în turat, țin pula mea, scalezi motorul. Era deja cald atunci. Bă, dar chiar și la mine mi-e bateria pe el și nu l-am pornit, cred că de vreo 2 luni. Trebuie să văd, mai pornește. Bă. La tine e nasol cu pornitul, că tu trebuie să mergi să-i duci apă. Sobaj. Eu n-am nicio treabă, mă duc și dau la automat. Na, vezi, să încălzești baia. Eu n-am încălzit niciodată sub tractor, sub niciunul. Nici sub McCormick, nici sub ăsta, futu zăpada mătii, ți-o fut și să ți-o trăznesc. Dă-i mă frâna de remorcă.
Mai pornesc eu ia ce? Are antigel. Nu am, măcar atâta. Bă, ăi ceva, eu să-mi bag pula, n-am văzut pânțat, pânță că... De asta cu încălzitul, băi, e ulei, mi se pare o tâmpenie. Sincer. Bă, dacă e fură modul ăsta să-mi bag pula, eu așa ceva n-am mai văzut. N-am băgat niciodată, n-am încălzit baia de ulei, nici la McCormick, nici la Deutz, nici la 45, nici la 65. Încă 65-ul, ba, la 65 ar trebui să-i dau flamă la pornire. Că poate că l-ar ajuta, dar am pus redresorul în pula mea, nu. Și pe 65 și pe amneus, bateriile pe ele. Da, unul treabă. 65-ul l-am pornit ultima dată cu 2 săptămâni. Când am fost la moră. Acum 2 săptămâni sau 3. Era zăpada de 45 de centimetri pe el. Cu bateria pe el. Normal la rece să pornește fără apă, știi că nu-i sarcinul pe pompa de apă. Bă, deci am șprițuit pompa de injecție 5 secunde, cred că o învârti și o luat-o. No, o sudițat un pic. O mărs, cred că în 2 sau 3 pistoane, așa, un 15 secunde. Și-o a fumat un pic. Bă, după un minut jumate, deja s-o fă încălzit de motor, am început să-i bag apă. Nici o treabă nu mai avut. Pam eu când l-am pornit ultima dată, ba, tot atunci a fost, de vreo 3 săptămâni. Tot așa cu bateria pe el. Da, au trebuit să-i pun redresorul pe automat, că nu mai avut curent. L-am lăsat redresorul vreo 5 minute și cam 15 secunde am învârtit, dar eram eu, am fost eu tâmpit că era maneta de ridicare sus, știi? Și era sarcină pe pompa hidraulică. Că n-am folosat-o jos, cred că tăl am adie de zăpezit-o fo. Și n-am lăsat-o jos să nu stea mol, dar ea s-a lăsat cu timpul, dai seama în atâta vreme. Și eu am crezut că am lăsat maneta jos. Tot dau la automat, dau la automat, nu mai văd că ridică. Bă, poate să fie înghețat, că uleiul nu îngheață ca și apa. Uleiul îngheață la minus nu știu câte grade. Deci nu e o problemă. Și, na, e să nu faci șoc termic și e să-ți crape. Pentru că tu în momentul în care pui căldură de jos în sus, se încălzește numai până la un anumit nivel, se încălzește baia și poți să încălzești tu uleiul chiar foarte tare și atunci o secundă în care îți dă vibrochenul, ți-l împroșcă în sus, poți să faci șoc termic pe cilindri, pe ăsta, na. Mai bine să pornească, mai bine dai flamă un pic la admisie și să se încălzească el deodată cu pistonii cu tot. Că nu-i... O rămas oamenii cu asta de la tractoriști vechi, dar nu mai e uleiul cum o fă pe vremuri. Pe vremuri se făcea uleiul, știi cum era, ca și mierea, când era așa de rece. Acum nu mai e așa viscos. Iarăși singur. Bă, o fă mai înainte Răzvan. Și acum scule-te-o. Tu, zgura, măti, mă, ia, mă, când îi trep și pot depăși, vin puhoi de mașini. Autostrada, atât. Dă-te în dreapta, mâncața jugurița ta, să te fac odată că m-am plictisit de tine. Avem tren. Cu ce să venim la 1? Ai văzut la 1 jumai aici? Bă, am văzut că au băgat multe, dar au băgat multe trenuri, câte trenuri au băgat? Că au mărgat aproape în fiecare jumătate de oră.
1.9 la 1.5 de la CFR. Dar încă nu e privatizată linia asta noastră. Băi, ia. Mai știu eu când dau de peco. Bine că m-am uitat la AC. Băi? Când s-au privatizat? Deci de aia s-au scumpit biletele. Deci stai că n-am înțeles. După fiecare tren mai vine un tren privat la 20 de minute? Și cât e un bilet până în Baia Mare? Pe personal. Nu am mers. Păi înseamnă că ăștia care lucră la canton am și-au făcut salariu dublu. Înseamnă că-ți plătiți și de CFR și de privat. Futu-ți cutia, mătii. Privat, îl iei doar de pe tren, nu-l poți lua din gara. Nu foarte bine, mi se pare cel mai corect. Mă uit în fiecare stație în care oprim și înainte să vină controlorul din stația aia, nenea. Îți dai seama dacă urc din Țicău și mie numai pe-n fersâc, din satul lung al luat nenea. Vreau că ne-am ajuns, nu-i nimic, ca din satul lung. Și astea private opresc în fiecare stație. Gen, în pula mea să nu mă urc din Baia Mare în privat și când îi zic dați-mi la Țăcău, păi nu se poate, nu mă la Olmeni, voi fătu-te în gură. E nașpa că e cam gol. Păi cum să fie nașpa? Cum să fie asta nașpa? Că e cel mai șmen lucru posibil pe lumea asta, să fie gol trenul, să fie tot trenul numai tău. Pentru mine asta ar fi paradisul. Să fiu eu cu o gașcă și să fie tot trenul nostru, așa m-aș distra. Cred că aș răsturna trenul din mers. Te distrezi, poți să zici glume, să râzi, să faci gălăgie, că nu deranjezi pe nimeni, să... Nu ca în astea alte, full de muncitori transpirați și de babe și... Cam așa e cu controlorii. Tot așa e bilet. Ah, păi atunci, care-i faza? Bine, n-o să meargă mult, asta e clar, dacă nu sunt oameni. Dar e fain, știi, să mergi în oraș, că atunci ai opțiuni să mergi în oraș, cam oricând vrei tu și să vin apoi. Deja ești aproape la același nivel ca și cu mașina. Bă, treaba e ok, dacă ar fi și linii ferate și garnituri bune. Că îți dai seama că ți-ar conveni să dai 10 lei, să zic, 10 lei dus întors, Baia Mare, că e jumate cât microbuzul, un sfert cât consumi tu cu mașina
și poluezi mai puțin. Și dacă ai opțiune din jumătate în jumătate de oră să pornești, păi atunci te doare fix la patină că l-ai pierdut. Dar așa cum era înainte, aveai 3 trenuri să vină apoi din oraș pe toată ziua, îți dai seama că era cam nasol să-ți faci programul. Merg la film, te doare la patină și mai ales dacă ai și noaptea trenuri. La 1:30 aproximativ gol, păi e perfect. N-ai ce să vrei mai mult de la viață. E 1:40, zici să-mi bag pula, dacă era 12 mă îmbrăcam, mai eram în oraș. Mă rog, seara ar trebui să le bașe pastii de zon seara. La 11:30 e nasol, adică, na. Ei cum e? Dacă ține filmul până la 11, te-ai scos. Poți să dormi în oraș, pe bănci, în parc. Și astea private sunt mai ok, sunt mai buni, sunt mai... E ceva de capul lor. Păi bine, dar le vezi pe acolo, cum arată. No, păi atunci înseamnă că e ceva de capul lor. Eu îți dai seama că nu stau în spatele șurii să mă uit la trenuri. Ce, tu le vezi pe jam din cameră. E fain pe din afară. No, păi înseamnă că și pe interior. Numai unul, dar se tot plimbă Baia Mare și Bău. Da, pe, foarte bine. L-am văzut că e colorat tătătă, dar așa din mișcare, știi? Și să cam mișcă rapid, adică n-am apucat să văd mare lucru. Tu mă, ele am un serpentin în spatele lui ăsta, fut-o-mă în gura lui joc. Hai, manule, hai, manule, hai! Același în măsa. Eu așa din depărtare l-am văzut, zici că e trabant, știi? Dar ți-am zis, din mișcare, rapid, nu l-am văzut mai mult de 2 secunde. Bă! Ar trebui să mă uit așa de mult pe chat. Opa, Cean, fut-o-ți gura, mă, te-am decuplat remorca. Fut-o-ți tastatura, mă. Da, failul dă pe lume.
Poliția, atâta mi-a mai trebuit. Poliția pe capul meu. Ai dat share, mă? Nebunule. Am avut și 5 persoane la început, nu știu ce, ceva e neregulă cu mine din nou, nu stă lume. Dorin a început la lucru ieri. Mersi. Tu nu mai faci live-uri deloc? Sau videoclipuri sau ceva? De ce-i vai de pula lui? Dar nu știu. Cine-i vai de pula lui? Dorin sau Constantin? Nu am calculator. Am înțeles. Cu început lucrul aia? Uite-te la asta, mă. Mă depășește și-mi frânează în față. Nici nu a venit în țară, s-a zis că vine în februarie, de mare lucru. Tá amarelo. Claudio s-a dus înapoi. Nu comentez nimic. Ia Duster-ul, Nimă și sigla de la Dacia. Monster-i. Nu-i Duster că-i Monster și nu scrie Dacia, nu-i numai sigla. Cu două țechi, e șapa mea. Ah, mă rog. Bă, acum eu n-am ce să fac. Atâta este. Păsam pe și nasol că sunt mulți coptii, știi? Eu, de exemplu, nu prea am răbdare cu ei. Ar mere să mă apuc de 5M, dar e foarte prost optimizat. Dă multe crash-uri, uii mei. Ar mere un roleplay pe 5M.
trebuie să urmăresc un pic trendurile să văd ce jocuri merg. Aia nu contează, contează. Că aia nu-ți donează. Adică nu, dacă e să o luăm pe aia cinstită. Da, și fără live. Numai eu ți-am zis că eu așa am pornit să fac live-uri pentru că n-am timp de editat. GTA 5 Real Life. Da, mă, ți-am zis care e problema. Multe crash-uri. Și atunci pe live sunt tot de crash-ii din nasol. Și timp de editat nu am. Și nici nervi. Acum să mă apuc eu să învăț să editez. N-am timp de live-uri, dracu. Și cât au fost sărbătorile full musafiri. Na. Băute. N-ai chef de multe ori. Maule. Tremură volanul. Nu știu dacă se vede pe live. Că-mi tremură și-n joc, ca și... Mamă, tă-tă-tă, mă masează. Jesus Christ. Break, my friend. Frâră-i! Cred că cam atât a fost pază. Că... Văd că nu... Văd că nu am lume și... N-are sens. Dacă nu stă nimeni pe live. Poate mai facem și mâine, poate nu. Vedem. Sunt doi, mă. Salut, Alin. Bă, dar nu mai trebuie să mă uit la chat când pui mei ia și am făcut și remorca asta. E nasol ca monitor atât de îndreapt. Acum a străi. Abia aștept la vară să mă mut, să-mi iau biroul ăla pe colț. Să nu mă uit așa de departe la monitor. Parcare la cheu. Opa. Nu-mi place. Uite așa. A, ce ziceți băieți, mai fac o cursă sau să nu fac? Sunt 3, nu sunt 4. Hai că mai fac una până nu. Să o faci. Salut, sunt nou. Salut, te subscribe. Acum am 4. Piață mărfuri, fasolică. Opa, am un subscriber nou. Speram să-mi dea și încărcarea tot de pe Q2.
Ia el lăsa remorca de acum. Nu-i nimica, o cuplăm. Numai 4 mi-arată. Ori nu mi-arată mie bine, ori ție. Una din două. M-am vânat și nu a apărut. Ba da, trebuie să fie apărut. Ori dacă nu a apărut pe ecran, cel puțin s-a auzit și apare la ultimul subscriber. N-a apărut. A apărut, na. Eu ăsta. Eu parcă am, îmi cer scuze că nu ți l-am citit, dar ce că a apărut. Vezi că dacă te dezabonești, te abonezi din nou, nu o să mai apară. Așa că... Acum ați 5, Leto. Mamă, ce te fură zăpada asta, tragă ea. Am crezut că dacă e gravel pe jos, nu fură în halul ăsta de-aia. Ba, acum suntem 5. Poți să te rog ceva? Sigur. Poți să mă rogi ceva și eu pot să-ți explic de ce nu se poate. Glumesc. Da, rog-o. Bă, nu fenta. Nu fenta pe două conturi. Ce trebuie să fac pentru a primi moderator? Tată, în primul rând să fii pe live-uri multă vreme. În al doilea rând să îmi dovedești că ești matur. Și în al treilea rând, asta nu depinde de tine, să fie atât de multă lume cât moderatorii pe care i-am deja să nu facă față. Deocamdată am moderatori. Dar dacă te văd că ești pe live-uri constant și intri și vii și ăsta, da, îți dau moderator. Dacă ți-ai luat moderator și nu mai intri, ți-l scot. Deci, cu timpul numai. Cam, am moderator, n-am lume pe live. Asta e problema. Am prieteni cum e Letos, mi-e coleg de bancă, îl cunosc, am niște băieți cu care am mai jucat. Am donatori, am băieți care mi-au donat și 50 de euro, 20 de euro, îți dai seama că le-am dat moderator la donații așa de mare, așa că nu, n-am, am moderatori. Oricum nu te ajută cu absolut nimic, că n-am, dacă aș avea 200 de persoane pe live, da, așa, n-ai ce să faci cu el. Și am avut donații de 3 euro, era să dau scuc la casă. Ați citat la asta? Ci că și eu am avut donații de 3 euro, era să dau foc la casă. Pro-extrem, salut. Glumeam. Nu, dar intră pe la el pe canal, la Letos pe canal și caută live-ul. E la
Mai la începuturi, cred că din vară. Au primit 3 donații de 1 euro de la aceeași persoană, consecutiv sau ceva. Dar s-a bucurat-o, s-a ridicat din pe scaun, a făcut ca tăți dracii. Eu nu reacționez așa, eu efectiv, la prima donație, știu că mi-a donat Alex, că Alex mi-a donat vreo 80 de euro în total. Și prima dată și-a greșit numele la 30 de euro. Și după aia a zis că, bă, mai donează restul după numele lui și nu știu câți erau și-o mai completat să fie 50 de euro la top donator. Nu știu ce nume pare, trebuie să-l pun pe... De când... pe forever top donatorul. Și eu eram pe CSGO, țin minte. Mi-a intrat sunetul special de donații de peste 25 de euro. Și a rămas încremenit, deci efectiv eram, bă, să-mi bag. Nu cred, da, nu cred. Atâta ziceam, nu cred. Pentru că efectiv nu mi-a venit să cred, era ceva mind-blowing. Deci web-ul Full HD la 1920x1080 rezoluție datorită lui, microfonul datorită lui, brațul datorită lui Dorin, cu o donație de 22 de euro. Ești recunoscător băieților. Trebuie să fac să intre lumea, să fac ca și la youtuberii mari. Da. Da, nu, n-am făcut. Eu sunt liniștit și crez invidie. Știi? Pentru că am avut persoane care au zis că eu le-aș fi dat banii aia să-mi doneze și tot felul de tâmpeni. Nu, sunt modest. Ca alții, nu mi-aș permite să fac asta, în primul rând față de voi, pentru că nu-mi place minciuna. În al doilea rând, nu mi-aș permite financiar. Eu și așa eram cumva... Na, nu-s genul ăla de persoană care să accepte așa de ușor chestii de genul. M-am simțit prost că... Na. Au fost sume mari pentru mine și s-o munci pentru banii aia, nu au căzut din cer să-mi dea mie așa. De ce nu mai merge să plătești cu PayPal? Pentru că mie îi bag în PayPal și nu pot să-i folosesc din PayPal. De-aia nu mai merge cu PayPal. Eu am scos opțiunea de PayPal. Pentru că dacă îmi donez prin PayPal, mi-i bagă pe PayPal. Și eu pe PayPal nu pot să-mi verific cardul pentru că pe extrasul de cont nu îmi dă codul ăla. Codul de activare. O să trebuiască să-mi fac un card Visa cu activator pe telefon și o să reactivez PayPal. Da, asta numai în cazul în care o să merite, că dacă o să am tot 3-4 persoane pe live și un subscribe la lună, cred că o să mă las, pentru că te demoralizează. E un pic așa. Na.
Eu am deja băgat cardul. Da, dar ți-am zis că nu mi-a dat, știi că e codul ăla ca să ți-l activezi pe PayPal, îți dă, îți extrage 1,50€ de pe card și pe extrasul de cont sau pe mesaj pe telefon trebuie să-ți vină un cod în nu știu câte zile. Și nu mi-a venit. Ever pe this planet sau ceva. Deci am fost la bancă să scot extras de cont, n-au mers de pe telefon, n-au mers de pe mai bere de n-au mers. Futu zăpada mătii. Și atunci m-am enervat, am zis că decât să am banii să mi se strâng acolo pe PayPal și să n-am ce să fac, adică maxim să fac cumpărături online. Că nu pot sume să scoți pe card. La cine? La cine? Anul ăsta face 18, mă! Bă, anul ăsta, tu nu 17 faci. Nu, că ai făcut 17, că fac eu anul ăsta 17. Nu, n-ai făcut încă, anul ăsta faci 17, mă. Ce majorat? 28 decembrie. Da, bă. Că tu iarna faci 16 și... Tu iarna faci... Cum, mă? Nu ești cu un an și... Nu anul ăsta, la anul. În 22 fac 17, așa e. Deci, în 22 decembrie, anul ăsta faci 17 ani, nu? Nu, 18. Bă, stai că nu-i bine. Eu fac 17 în iunie. Și imediat după aia, la câteva luni, faci tu 18. Și eu după aia, la câteva luni, fac 18. Deci tu anul ăsta faci, ai făcut în iarnă acum. Păi acum în decembrie ți-o fost zoamă. Anul ăsta în luna decembrie pe 28 faci 18, că ai făcut acum 17 în iarna asta care e acum. Și iarna viitoare faci 18, nu? Anul ăsta, cu aia e, deci mă bulversez total. Bă, în 2018, în decembrie, ai făcut 17 ani, corect? Și în 2019, în decembrie, ți-a majorat tu. Reformulează în propoziție completă detaliată. Că sunt un pic... În 2019 ianuarie, pe 22 ianuarie fac 17 ani. Deci luna asta pe 22 fac 17 și ca să și vrei să-ți faci majoratul înainte de sărbători, înainte să împlinești 18 ani, am înțeles. Vezi că ești cu tastatura pe română. Și de ce vrei să ți-l ții înainte să împlinești și nu după? Pe care între sărbători? Că pe 20... A, că ți-l ții pe 28. Da, și atunci ai Crăciunul... Revelion și ziua, nu, Crăciunul, ziua ta și Revelionul. Jesus Christ. Că după merg toți în străinătate și asta e drept.
Vai de morță mei, dragi telespectatori, îmi plânge ficatul. Bine, boss, aduci femei. S-a dus în pulă și muzica, dar nu-i niciun fel de problemă. Oricum terminăm cursă și mă duc și eu pornesc tractorul. O să fie, da, las că știu. Și apoi tu ți-l ții în decembrie, iunie iar la mie. Bă, dar chiar să mă duc și eu la Lia să vorbesc. Pe 20 am nuntă. Corect? Corect. Pe 20 am nuntă sau pe 21 și pe 27 sau 28 mi-e majoratul. Bine că de chemat le chem, dar nu-i sigur că-ți vin. Bă, dă-te în pizda, mătii, cum te-ai oprit tu ca bou. Ce pula mea să mai opresc eu 22 de tone? Marș în măta, bou. Măi duce și eu. Numai că mare lucru să nu fie ceva nuntă. Bă, da, trag în el zăpadă, îmi și bag pula în el mod. Fii atent, mă, cu ce viteză mică intru în curbă și tămă-mi din orice aștept. Sziasztok, Hali. Mizu. Care m-a încerit Leo, nevedet. Bă, Alex, nu face mișto că te lovesc. Marbeir, hotodosui, keites, artizan, kilenc. Szerintem. Hát mi a baj? Miért nem? Ez de crash, lezsok, szó. Bă, Alex, eu bag de seama că tu vrei să rămâi fără de moderator. Îmi zici mie în ce limbă să vorbesc pe canalul meu. Nu știu cum să-l bag. Mă, îl descarci. De la Master, bănuiesc că l-ai văzut. Îl descarci camionul numai. Nu trebuie să descarci și template-ul. Îl bagi în document Euro Truck Simulator 2 mod. Îi dai extract. Scoți din el tot. Și când intri în joc, trebuie să ai ultima versiune de la joc. Îi dai... îl activezi. Că scoate-l. L-am instalat, l-am făcut cu mira și l-am băgat în mod. Păi da, și după aia când intri în joc, pe profilul pe care vrei să-l activezi, dai manager de moduri și îl activezi de acolo. Stai că-ți arăt ea. Dacă tot. Deci după ce l-ai băgat, unde e profiluri, dai aici administrare moduri și o să-ți apară Mantegea, dai dublu click pe el, confirmare modificări și o să-ți fie instalat. Ia cu un drum.
Ăla cu zăpada, mă. Ce versiune ai? 1.3, nu 1.33, bă, da. Dar vezi că trebuie să-ți fie, deci la zăpadă să-ți fie printre primul să-ți fie. Eu acum am TGA-ul, că am uitat să-l fac, dar trebuie să-l fie la prioritate maximă, că altfel nu o să-ți meargă. Trag în el eveniment. Eu modul de zăpadă mi l-am luat de pe workshop. Mamă, ce tată încurc butoanele astea, tu mă, în gura lor butoane să mă fut. Nu sunt pe multiplayer, sunt pe single player, eu nu mă joc multiplayer. Nimă ce mere și ăsta cu 90-ul în gură. Nu o să pot să-l depășesc.
Hai că am ajuns încet. Buf, buf! Eram sigur. Nu mai parcăm că ne-am plăctisit. Bă, băieți, mersi frumos de subscriberi că ați fost alături de mine pe live. Ne vedem cu ocazia.